Hai aici, iubire, hai, 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 tati, hai, hai să mergem, hai, hai, iubire. A, a, hai, a, a, unde-i? Dă-mi o guriță, hai, 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 hai cu tati. A, nu mai vine el acum, hai, a, hai, a, hai. Ne pune mama mâncare. Eu pune-ne ceva mâncare. Că numai așa îl pot în buna. Poftim. Mânci, dar ce-i s-a de la... Mânci, tu, nu, nu fura. Nu fura. Ia și carne. Nu arunca pe jos. Mâncă frumos. Te rog frumos. Ia-i zice-l tata pe el. Ce dragul mie. Ce mănâncă de obicei? Orice. Ce mâncați dumneavoastră? Și supă. Ce? Supă de salată verde? Ce supă mâncă? Orice. Fasole, fidea, cartofi, orice. Și ce-i place cel mai mult? Ciorbă de perișoară îi place cel mai mult. Fură câte o perișoară. Nu știu ce mai face cu el când... Nu, dai seama că eu... Mă-i duce. Când mă-i duce. Și care e programul dumneavoastră cu ea? De fiecare dată când mâncați, vine și mănâncă cu dumneavoastră? Dacă mănânc eu, nu e literă de lege, e vine cu mine la masă. Ziceți-ne, vă rog, cum ați găsit pasărea? Întâmplător, în Oradea. La un depozit de alimente, era căzut în cuib, era în iarbă. Am crezut că e pui de pisică. Cât un pumn era, fără coadă, fără... Era jerpelit așa, era ca mama, vai de mama lui. N-o zic, acasă cu el. Și apoi l-am adus acasă, cu seringa i-am dat apă, cu penseta, mâncare. Până la urmă s-a apucat și a mâncat și ne-am atașat. Și apoi mănâncă săracul, mănâncă har Domnului. Și acum de cât timp era dumneavoastră? Are deja 2 ani și câteva luni, dar n-a zburat, un an și ceva n-a zburat, nu ăsta. Și... No, l-am lăsat acolo prin ăsta și i-am făcut acolo tot felul. Vine la mine pe umăr, dar era frică pur și simplu să-și dea drumul să zboare. I-am pus scara aia acolo și l-am urcat pe scară, tot o sări el și tot l-am aruncat eu și până la urmă s-a învățat singur să zboare după scară. Da, acum când sunt frunze în pomi, lui e frică că nu știe de unde vine pericolul. Hai, hai, hai că nu, îi dă tata, îl bate tata, hai, hai, nu-ți fie frică, hai, hai. Da, n-ai frică, hai că îi dă tata dacă, hai, hai sus, hai, hai, hai dar, hai, hai cu tate, hai cu tate. Da, îi dă tata, unde-i? Când era fără pomi, azi iarnă, era preotul nostru aici în stradă și mătura zăpada și m-am dus la el să, na, să-l vorbim. Și când am vorbit cu el, pac la mine pe umăr. Ioi, zice, stați, zice, să vă fac o poză să-l vadă și doamna. Dar la început i-am spus Coco. Nu știam ce e, că n-aveam de unde știi că ce-i, mascul, femelă. Până când în primăvara anului trecut, ba nu, în primăvara asta, am văzut că își face cuib, a făcut 4 ouă și a început și-o cloci săraca pe ouă. Dar a stat aproape o lună și nu mânca aia ce mânca, dar foarte, foarte puțin și așa a slăbit. După o lună de zile n-am mai lăsat-o, când o plecaie de acolo odată, i le-am luat. Și nu mai las nici la anul, că pur și simplu nu mai putut să zboare. Dar dumneavoastră tot timpul pasărea Coco e liberă, adică nu o țineți închisă. Sigur că da. O închid aici, în asta, când plecăm de acasă. Îi place mult să se joace cu copiii în stradă. Dacă sunt copii mici, direcția e la ei și apoi fugi după ei, să joacă, dacă au jucării. Foarte mult îi plac copiii. Nu pot să zic că e blândă.
vecinul meu care stă puțin mai încolo, stăteam eu cu el de vorbă în stradă lângă mașina mea. Coco era pe plafonieră. Vecinul s-a rezemat așa, știi, cu ăsta de mașină, că el e puțin mai mic. Scrie, nu i-a permis Coco să stea așa. S-a dus la el să-l atace, să se îndepărteze. Da, da, și pe nevastă mea, când trece pe lângă ea și ăsta, nu prea e o înghite. Deci e posesivă și nu știu, parcă și geloasă pe mine, deci să nu numai eu să ioc cu ea, alții nu. Pur și simplu ne-am atașat de ea și apoi ea tot cu mine pe umăr și pe cap și pe spate și mă duc și stau oriunde ea vine la mine pe umăr. În oraș când merem cu mașina am dus-o cu noi. Ați dus-o cu mașina? Da. O sta și pe tătieră, dar în general pe umărul meu sta. Și când conduce? Și când conduc. Și când am trecut pe sub, mi-a fost dragă, când am trecut pe centură și am trecut pe sub pasaje, pe sub poduri care face ăsta, așa încă s-a plecat cu capul în jos. Fii atentă, zic la Viorica, fii atentă, zic ce interesantă, zic că încă da, așa se uită, da, atentă, așa stă atentă, da, mi-e dragă și mie, oi, dar și ea mă iubește și pe mine. Noi primul lucru dimineața ne pupăm. Coco a plecat vreodată de acasă, e liberă tot timpul, o da? A plecat, vreo 20, o jumătate de oră o lipsit, dacă nu mai bine. Era disperată nevastă mea, mă sună, păi, zice, hai că, zice, o dispărut Coco. Nu, vin și eu acasă. Mai când dădeau lacrimile, bă, zic, dacă nu mai vine, ce mă fac? Și nu m-am văzut că apare. Dar nu aș da nici de mi-ar da toată ora de asta, nu aș da. O simțiți ca pe un membru al familiei? Da, și ea se simte. Încă cu membru, cu drepturi de pline, nu orice. Eu am luat-o de acolo pe considerentul că o cresc până când și poate zbura. Și v-ați gândit că o să zboară? Și am zis că o duc înapoi de unde am adus-o, la familia ei. N-au trecut câteva luni de când am adus-o pe ea acasă, ăia ori tăiat toți proprii în care erau cuiburile familiei ei. Nu toată lumea agrează, mai ales mulți de aici persoane când vede, ioi, ca ce vii, aduci moartea, zice, du-te-mă de aici, moartea. Ce vă zic oamenii aici, vecinii și oamenii din sat, când vă văd cu corbul pe umăr, pe stradă? Păi, la început, până n-o zburat, chiar vecinii din spatele casei îi spunea, când o să zboare, să te duce și te lasă și zboară, puiule. Mă, zic, dacă o merge, mi-ar părea rău, aș plânge, totodată mi-ar părea și bine să meargă, că era fain să fie integrată în familia ei. Eu știu când e foame. După cum vă dați seama? Are un croncănit, un A mai prelungit puțin. Când e sete, are un A scurt. Și dau apă, și bea apă. M-am plicopsit cu ea că spun că de multe ori poate e bine, poate nu e bine, dar eu zic că e mai mult mai bine, că altfel știi ce s-a întâmplat? Toată ziua eram cu ochii în televizor. Cred că vedeam toate filmele de la Netflix. Așa nu știu dacă am văzut 4-5 de când... Că stați cu ea? De când sunt cu ea. Moare tata dacă nu vii. Nu suportă să mă vadă căzut la pământ. Dacă mă vede căzut la pământ, imediat e pe mine. Coco, nu vii, nu-i bai, moare tata, nu moare tata. Tati te iubește, unde ești? Hai, dă-mă guriță, hai dă-mă guriță. Ce, ai văzut ceva? Hai nu mă încoace! Dacă mă duc de multe ori cu ea la livada, la fiică mea, vine cu mine cu mașina, dar n-o las de mașina. Apoi... Mă apuc și când eu cu ea pe drum, numai noi doi suntem în mașină, fără Viorica. Eu n-am tăiat în viața mea o găină sau un pui. Eu aș muri de foame cu 100 de găini în curte. La mine găinile ar muri de bătrânețe. Și porcul. De aia nici nu țineți? Nu.
Mi-e frică când face baie și rece și ăsta, cu toate că familia ei poate cine știe pe unde, în ce condiții dorme și frig și ăsta, dar păi asta, asta, nu știu dacă, nu multe, nu multe în județ trăiesc ca ea. Tăcii pretențiile, tăcii mofturile ei le fac. Toate. Dar oriunde mă duc acum, când știu că ea e acasă singură, nu mai am stare, nu mai am răbdare. Așa rapid intru într-un magazin, pac, 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 punct, ochic, punct, lovit și direcția acasă. Apoi când aude mașina, dar lung, eu din stradă la fel. Apoi vine, îi dau drumul, apoi când zboară până la poartă, în zbor face apoi iar după ea. Nu. Ce să mă fac cu ea? Doamne, 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 că m-am pricopsit și eu cu ea. Hai, iubire mea. Vrem la plimbare, până pe uleța mare. Hai să mergem la plimbare. Așa-i, coco meu. Mergem la plimbare, tu cu cea.